Daria, ieșirea din Reghin spre Târgu Mureș. Informații la telefon 0740 847 648. Agenția de turism Idea Tour Reghin vă stă la dispoziție cu toată gama de sejururi turistice, începând de la sesiuni de shopping și circuite culturale pe teritoriul Europei, până la sejururi în colțurile cele mai îndepărtate ale lumii, pe malul mării sau chiar și pe apă. Cu noi, oriunde în lume. Idea Tour. Ideea ta de vacanță. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Accesează www.dareghintv.ro, secțiunea emisiuni, sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Tu, ai curaj să trăiești precum o fac ei? Să spui lucrurile pe care le spun ei? Să crezi în idolii în care cred ei? Să decizi la fel cum o fac ei? Crezi că poți fi ca ei? Scurt TV, singura emisiune realizată integral de liceenii reghineni în fiecare vineri seara la Dare din TV. Tu știi că ai un vis. Eu știu că visul tău poate fi realitate. Tot ce trebuie să faci e să crezi în visul tău, să crezi în tine, dar mereu să te lași înconjurat de acei oameni sinceri, acei oameni puternici care în fiecare zi îți vor da încredere în tine, puterea și curajul de a spune pot să fiu o stea. Dragii mei copii, dragi părinți, stimat juriu, cu zâmbetul pe buze, dăm startul celui de-al patrulea sezon al emisiunii concurs Pot să fiu o stea. Am emoții, sincer am emoții și voi aveți emoții, nici nu știți ce simt în momentul acesta când dau timpul înapoi și mă gândesc la primul sezon, la primul pas pe care l-am făcut în acest proiect. Nu neapărat cu stângăcie, pentru că toți pașii facem cu dreptul și iată ne ajungi la cel de-al patrulea sezon și sunt atât de mândră de dumneavoastră, atât de mândră de copiii dumneavoastră și de fiecare moment pe care îl petrec alături de ei și de fiecare dată spun că eu aici pe scenă mă simt foarte bine. Momentul în care pășesc, toate emoțiile mele le transmit nu vouă copii, juriului. Juriului le transmit toate și voi când veți veni pe scenă, așa să le dați toate, mi le dați mie și eu le așez așa în ordine la fiecare, fiecare cu emoția lui. Dar Reghin TV, în parteneriat cu Casa de Cultură a Tineretului George Enescu din Reghin, își propune să fie rampa de lansare, să fie un pas spre un vis, spre o pasiune care oricând poate deveni carieră. Cum niciun concurs nu se poate desfășura fără un ajutor, mulțumim din suflet sponsorului nostru, Mavi Prod. Ținuta mea din această emisiune este asigurată de magazin exclusiv. Mulțumesc! Și acum în fața mea este juriul. Juriul care veți avea o misiune foarte grea. Și mă bucur. Mai ales că
Este o zi frumoasă. Domnul director vrea să-mi spună câteva cuvinte de la început. De prima emisiune, asta era ideea și tu ai rememorat momentele de început și au fost niște momente deosebite. Din ce mi-aduc eu aminte, atunci erai mai mică la înălțime și ai crescut în cele patru ediții, în cele patru etape. Da, am crescut, m-am străduit și mă străduiesc în fiecare zi și la fiecare, din fiecare sezon să cresc așa, câte un centimetru, câte un centimetru. Dar acum nu putem spune că ești cea mai înaltă, dar... Bine, dar asta nu înseamnă că nu pot să fiu. Oricând pot să depășesc, de exemplu, pe Maria Neag. Maria Neag! Artista Maria Neag, colaboratoarea postului de televiziune Dare Ghindeve, mulțumesc din suflet că ești din nou alături de noi. Mă bucur și eu că, iată, ne aflăm la al patrulea sezon Pot să fiu ostea. Înseamnă că acest proiect dă roade bune în continuare. Într-adevăr, o misiune grea pentru noi, cei din juriu, deoarece, fiind vorba de copii, știm cu toții că copilașii percep altfel dezamăgirile, dar cu siguranță să nu se simtă învinși, pentru că toți copiii care vor păși pe scenă la acest concurs se pot considera încă de la început învingători. Mulțumim! Și de această dată, și de fiecare dată, este alături de noi și alături de dumneavoastră sufletul unei echipe care dăruiește, Ovidiu Ilisan, director general Dare Ghindeve. Un proiect drag sufletelor noastre, un proiect la care ține foarte mult. Proiectul, emisiunea concurs Pot să fiu ostea, în parteneriat cu Casa de Cultură, așa cum menționai, o rampă de lansare pentru copii. Mă întorc din nou și spun, fac o comparație metaforică cu principiul olimpismului. Este foarte important, în primul rând, să participi. Nu știm dacă carierele lor vor fi unele muzicale, dar cu siguranță e o etapă frumoasă din viața lor și alături de părinți care sunt cei mai apropiați de copii, posibil ca traiectul lor în viață să cuprindă și o carieră muzicală. Și cum spuneam de fiecare dată, e foarte important să existe o simbioză între școală, educație și această pasiune pentru muzică. Și atunci, cu siguranță, rezultatele vor fi deosebite. Mulțumim! Și nu în ultimul rând, gazda noastră de astăzi, directorul Casei de Cultura Tineretului George Nescu din Reghin, artistul plastic Marcel Naste. Mulțumim, domnilor! Cu mare drag, mă bucur și enorm de tare că astăzi sunt alături de acești copii minunați. Sunt convins că vor aduce un zâmbet și, de ce nu, o importanță mare acestui concurs. Chiar dacă vor fi unii care, bineînțeles, va trebui să plece din prima etapă din acest concurs, eu sunt convins că își vor urma visul. Probabil că visul acelora va fi unul într-un alt domeniu, dar poate tot artistic. Arta este, cred că, singurul lucru care ne face să fim mai buni și mai conștienți și mai moral în tot ceea ce facem și întreprindem în fiecare zi. Felicitări celor care s-au gândit la acest proiect și, bineînțeles, copiilor care vor fi pe scenă, le urez mult, mult, mult succes și aplauze din partea susținătorilor. Mulțumim! Alături de mine, alături de părinți, alături de copiii dumneavoastră în culise, este colega mea, Marcela German. Și acum, încet, încet, am scăpat de emoții. Nu vă cânt încă, pentru că steluțe, așa cum spun eu, cei care au intrat în acest concurs sunt steluțe, iar menirea lor nu este să strălucească doar pentru ei, ci să lumineze calea celor care îi înconjoară. Alături de colega mea, Marcela German, este o minunăție de copil. O minunăție, o prințesă. Este cea mai tânără, să spun așa, din acest concurs și alături de ea vă veți încălzi sufletele cu ceea ce înseamnă inocența și zâmbetul și puritatea unui copil. Haideți să o cunoaștem! Bun găsit tuturor! Așa cum spunea domnul director Ovidiu Ilisan, Simina poate a crescut și noi am crescut, dar culmea și emoțiile au crescut odată cu cea de a patra ediție a acestei emisiuni.
Vă amintesc, rolul meu și al colegilor mei, Nori și Sobi, este de a vă reda atmosfera din culisele a ceea ce se întâmplă aici. Și vom începe cu gândul la minunata lume a copilăriei. Cum altfel, dacă primul concurent, prima concurentă, se numește Maria Mirabela. Și cred că cu toții ne gândim în acest moment la renumitul personaj. Ia să vedem, cum te prezinți tu? Cum te numești? Câți ani ai și unde înveți? La generală 5 mică, școala germană. Câți ani ai? 6 jumate. Wow, și ne zâmbești puțin? Da. Ia să vedem. Oh, ce zâmbet timid. Da, deja am aflat despre tine că e cam greu să te facem să zâmbești. Dar nu-i nimic, până la sfârșit voi încerca să te gâdel, să vedem dacă reușesc așa să te faci, să te fac să zâmbești. Ce ne vei cânta astăzi? Prietenii mei. Ce cântecel e acesta? Nu am mai auzit de el. De pe laptop. Wow, cea mai bună sursă posibilă, mama, nu, nu e așa? Laptopul? Da. Cum ați ales cântecul? Am o serie de cântece pentru copii, interpretate de diferite coruri de copii. Am și negativele acestor piese și am ales o piesă potrivită timbrului ei vocal, deoarece ea are o voce destul de gravă. A fost destul de dificil să-i găsim o melodie, dar ne bucurăm că am reușit să-i găsim. Să fie și plăcută pentru ea, și cu notă amuzantă, și o melodie pentru copii. Cântă de mult? A mai fost pe scenă? În sărbările școlare a mai fost pe scenă și atunci nu zâmbea. Dar pot să zic că da, nu la evenimente deosebite, doar în sărbările școlare. Suntem foarte, foarte curioși să vedem cum te vei descurca astăzi. Suntem alături de tine și îți ținem pumnii. Mult, mult succes! Mulțumesc. Haideți în aplauzele dumneavoastră să invit pe scenă, pe steluța noastră și vine repede, 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 fără emoții, eu frumoasă, exact cum v-am spus, Maria Mirabela! Vai, ce frumoasă! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Așa. N-am zis bine, eu nu m-am exprimat bine, știam! Uită-te puțin la mine! Ce mai faci? Bine! Ai venit să ne cânti? Da! Știi că tu ești ca un îngeraș? Da! Ești ca o prințesă? Da! Ești ca... și... ia să vedem eu... Scufița roșie? Da! Eu sunt calupul? Da. Oh! Data viitoare o să am grijă ce te întreb. Promit. Uite, eu îți doresc succes. Astăzi ești o frumoasă, ca în fiecare zi, și trebuie să le aduci zâmbetul pe buze celor din sală. Trebuie să zâmbești, să fii așa cum ești în fiecare zi. Bine? Bine. Succes! Mulțumesc! Atunci când mă joc în parc, nu pot să rămân curat. Din nisip îmi fac căsuțe, rămân urme pe mânuțe. Eu nu știu cum reușesc, vinic să-l murdărâng. Dar o magie știu să fac și petelor le vindec. Să pune la apă călduță, pastă și cu periuță. Au grijă de corpul meu, să fie curat mereu. Să pune la apă călduță, pastă și cu periuță. Au grijă de corpul meu, să fie curat mereu. Obrajorii mei îți spun ce-am păpat azi la dejun. Dințișorii mititei strigă că-s murdar și ei. Eu nu știu cum reușesc zilnic să îi murdăresc. Dar o magie știu să fac și petelor le vindec.
Să pune lapă călduță, pastă și cu periuță. Au grijă de corpul meu, să fie curat mereu. Să pune lapă călduță, pastă și cu periuță. Au grijă de corpul meu, să fie curat mereu. Mirabela, Maria Mirabela, felicitări! Mulțumesc! Le meriți, nu-i așa? Da! Cu siguranță! Uite aici, în fața noastră, doamna și cei doi domni sunt juriul. Ei îți vor spune că ai cântat frumos, da? Da! Bucuria copilăriei, inocența despre care vorbeam, ce poate să fie mai minunat de atât? Într-o altă ordine de idei, cu siguranță Mirabela, dacă nu va avea o carieră muzicală, va fi director de multinațională. Deci, foarte serioasă, are atitudine. Deci va fi director de multinațională sau o mare solistă de muzică ușoară, Eurovision, ceva în felul acesta. Felicitări, a fost deosebit. Mulțumesc! Maria, e un nume atât de frumos, chiar dacă ești în brațele lupului, scufiță roșie, totuși n-o să te pape lupul astăzi. Ești minunată, dar nu înțeleg de unde atâta seriozitate. Din cântece. Din cântece? Da. Atâta-ți de serioase cântecele, da, încât îți transmit această seriozitate? Da. Ei, uite, de azi înainte o să cânt și eu numai cântece serioase. Ce zici? Să cânt? Nu! Ești minunată, oricum. Felicitări pentru prestația ta de astăzi. Mulțumesc. Și cu siguranță te vom mai revedea și pe alte scene. Dai mânuță. Ați mai văzut scufița roșie cu lupul de mână? Așa că, Maria, dacă tu vrei să fii serioasă în continuare sau pe viitor, te rog frumos să alegi alte cântece. Sau să fii mai serioasă când vrei să cânți, domnule. Nu chiar așa. Vă legați de săraca fetiță. Este serioasă, într-adevăr, își asumă niște responsabilități mari și vrea să ducă la bun sfârșit un proiect al ei. Muzica. Era o replică frumoasă, aseară am auzit-o la o emisiune de la TV și mi-a plăcut tenor de tare. De dansat ai cântat foarte bine. Ești simpatică, ești frumoasă, ești micuță, ai și zâmbit pe alocuri uneori. Melodia a fost pe măsura ta, trebuie să recunosc, o melodie frumoasă, dar puțină mișcare de scenă. Hai să dansăm, acum. Așa, uite, vezi, un început. Un piciorul și altul, un piciorul și altul. Te felicit și te așteptăm și în etapa următoare. Să mulțumesc. Vedem ce vei face atunci. Mulțumesc frumos. Te pup. Mai vreau să adaug ceva, sigur că e un spirit de bunăvoie și cred că cu toții îl vor percepe ca atare. Așa, în structura juriului, ca să-și dea seama concurenții și familiile, domnul Marcel Nastă este Mihai Petre al juriului, deci să știm o treabă, să ne înțelegem. Și eu te pup, Maria Mirabela, să știi că... Întoarce-te puțin. Așa. Dacă mă îmbrac în alb, cine aș putea să fiu din povești? Albă ca zăpada? Promit că mă îmbrac în alb, dar îi dai lupului aici un pupic? Mulțumesc! Felicitări! Fugi în culise, că te așteaptă mămica și Marcela! Aplauze pentru prima noastră steluță! A fost o minunăție și uite, așa m-am încărcat pozitiv și astfel eu nu pot decât să zâmbesc. Acum știți de ce zâmbesc în fiecare zi. Marcela, un zâmbet și pentru tine. Da, am surprins zâmbetul. A fost, a existat. Cum ți s-a părut pe scenă? Frumos. Cum ți s-a părut juriul? Frumos. Cum ți se pare emisiunea noastră? Frumoasă. Exact răspunsul la care mă așteptam. Nu degeaba te-am întrebat. Maria Mirabela, ce crezi că vei cânta în etapa următoare? Pentru că eu presimt că ne vom întâlni în etapa următoare. Nu știu.
Cred că mami deja se gândește, nu-i așa? Vă gândiți la etapa următoare? Da, dacă dumneavoastră ziceți. Vom alege tot o melodie pentru copii, potrivită pentru vocea ei, o melodie veselă și sper să zâmbească măcar puțin așa cu colțul guriței. Poftim? Am zâmbit. Da, așa este. Priviți cu câtă seriozitate vă spune că a zâmbit. Așadar, cum vi se pare că s-a descurcat? Bine. S-a pregătit, ne-am pregătit acasă sub formă de joc, are microfon de jucărie, a ajutat o surioară ei. Ne-am jucat cântând acasă. Așa ne-am pregătit. Eu zic că s-a descurcat foarte bine. Așa este. Îți mulțumim tare mult că ești alături de noi și cu siguranță ne vom întâlni în etapa următoare. Avem și un mic dar pentru tine. Mult succes în continuare! Mulțumesc! Până când vom cânta frumos și vom primi note frumoase în această emisiune frumoasă, publicitate. Flozo, partener autorizat Profine Germania. Dacă doriți o izolație termică și fonică superioară, vă oferim fereastra ideală. Calitatea germană a profilelor Trocal și KBE, feroneria de calitate superioară și sticla termoizolantă Low-E cu argon conferă ansamblului creat funcționalitate și durabilitate. Reghin, strada Gării numărul 44, telefon 0265 511 700 și în Toplița, strada Gării numărul 48, telefon 0266 342 128. Flozo, calitate, promptitudine, competență. Magazin Hermes, electronice și electrocasnice în rate plătite în magazin. Se garantează returnarea banilor sau înlocuirea produselor în 30 de zile de la data cumpărării, dacă acestea nu se ridică la nivelul așteptărilor dumneavoastră. Strada Pandurilor, numărul 2, vis-a-vis de administrația financiară. Informații la telefon 0265 525 508 sau 0744 589 503. Magazin Hermes, universul electrocasnicelor. Ai tot ce îți dorești. Tonus muscular, distracție, sporturi pentru toate gusturile, relaxare, specialiști doar pentru tine. Mens sana, in corpore sano. Centrul sportiv Laurenția, Reghin, cartierul Făgăraș.
Nu uita, și tu poți să fii o stea. Suntem la prima emisiune din cel de-al patrulea sezon al emisiunii concurs Poți să fii o stea. V-ați bucurat de prezența primei steluțe, Maria Mirabela. Dar din Reghin vine o altă voce încântătoare. Vrem, suntem curioși să-i cunoaștem povestea. Am revenit alături de următoarea concurentă, Carina. Este aici împreună cu sora ei. Eu așa zic, am dreptate. Nu. Nu sunteți surori? Nu, este mama mea. Așa, am înțeles. Haideți să te prezinți, Carina. Mă numesc Danciu Carina, învăț la Gimnaziul de Stat Augustin Maior Mare și am 12 ani. Ce înălțime ai? 1,70. Aproape cât mine, incredibil. Și mama ta e puțin mai scundă decât tine, din câte ne dăm seama. Acum, da. Carina, ce vei cânta astăzi? A Cup Song de Anna Kendrick. Wow, cum ai ales așa ceva? Păi, într-o zi dădeam pe internet și am văzut filmul și de la film am văzut melodia, am auzit-o și m-am gândit să o cânt. Ți se potrivește ce zici? Eu cred că da. Ai mai cântat? Ai mai fost pe scenă? Doar la sărbări. Deci e un moment important, aș putea spune chiar istoric pentru tine. Poate. Mama, în momentul în care v-a anunțat că vrea să vină la concurs, ce i-ați spus? Am susținut-o, ca de obicei. E important pentru ea. Piesa cum vi se pare? E așa ales. Ce cântă de obicei? Ce ați mai ascultat-o cântând? Păi acasă orice cântec, nu are ea preferințe și chiar i s-a recomandat să ia ore de canto de profesorul de muzică de la școală. Și a început? Va începe? Nu, că aici în Reghin nu sunt posibilități, am înțeles că numai la Târgu Mureș. Haideți să vedem cum te descurci de această dată și vedem apoi ce spune și juriul. Carina, mult, mult succes! Mulțumesc frumos! Din cât v-ați dat seama, nu cred că are emoții sau chiar dacă le are, sunt constructive. Abia aștept să o cunosc, să o cunoașteți pe Carina! Bine ai venit, Carina! Bine v-am găsit! De ce e problemă? Uitați ce tocuri are. Uitați-vă, eu sunt cu balerini astăzi. Deci iară sunt în dezavantaj. Dar menirea juriului nu este raportată la persoana mea. Când o să crești mare, o să concurezi și tu la Poți să fii o stea. Da, abia aștept să cresc. Răutăcioși. Carina, astăzi vei încânta juriul. Nu ai emoții, nu? Nu. Nu are emoții, eu am emoții. Momentul în care văd cum apar pe scenă, frumoși, înalți... Hai că n-am, nu-s complexat, acum hai să fim serioși. Succes! Mulțumesc frumos! Ticket for the long way round, two bottle whiskey for the way, and I sure would like some sweet company, and I'll leave in tomorrow. What you say when I'm gone? When I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair. You're gonna miss me everywhere. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. When I'm gone. When I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my walk. You're gonna miss me by my talk. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. I've got my ticket for the long way round, the one with the prettiest of views. It's got mountain, it's got river, it's got sang to your shiver, but you sure will be prettier with you when I'm gone, when I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my walk. You're gonna miss me by my talk. Oh, you're gonna miss me when I'm gone, when I'm gone, when I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair. You're gonna miss me everywhere. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. When I'm gone.
when I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my walk. You're gonna miss me by my talk. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. Felicitări, felicitări, Carina. Știți cum se spune în emisiunile, știu eu, posturilor naționale, ce bine a cântat! A, deci nu m-am exprimat bine. A cântat foarte bine. Așa. Foarte bine, Carina. Ai început puțin mai timid, emoții vezi totuși au fost. Începutul a fost mai timid, dar pur mă ți-a dat drumul și pe refren. E ok, e nevoie de multă muncă. Dacă e pasiunea, este dublată de multă muncă și mult exercițiu, cu siguranță rezultatele vor fi bune. Te felicit. Într-adevăr, Carina, ai putea să transmiți mult mai multe de pe scenă. Ți-ai dat seama că tu erai undeva, cântai și nu știu cui ai transmis cântecul. Cui ai vrut să-l transmiți? Mie. A, am înțeles de ce i l-ai transmis lui Simina. Foarte bine. Multă, multă nesiguranță pe tine. Ai repetat melodia sau așa? Într-adevăr, poate că nu ți-a fost melodia potrivită pentru timbru vocii tale. Dar, așa cum a zis și colegul Ovidiu, multă, multă, multă muncă și mult studiu, pentru că muzica ușoară e puțin mai greuț ca la muzică populară și nevoie de mai mult studiu. Dar, oricum, îți doresc mult succes pe viitor. Mulțumesc! În calitate de Mihai Petre, așa cum am primit titulatura în acest concurs, n-am să fiu atât de rău, dar totuși sunt un pic acolo, să zicem. Încerc cel puțin să fiu. Aceeași problemă și la mine am simțit-o la fel ca și cum a simțit colega mea Maria Neag. Nu te-ai adresat publicului. Nu știu cui te-ai adresat. Deci dacă tu nu ai o relație directă cu publicul, scena nu are niciun rost pentru nimeni. Deci în momentul în care urci pe scenă, primul lucru trebuie să ai contact cu publicul, cânti pentru public, chiar dacă simți și tu ceea ce cânti, trebuie să transmiți mai mult. Privirea se îndreaptă către public, sugestiile și expresivitatea feței tot către el și jocul de scenă trebuie să meargă mână-mână cu ritmul muzicii. Ai avut câteva scăpări, nu e o tragedie, voce ai, îmi place de prezența ta pe scenă, trebuie doar să corectezi câteva elemente și cred că dacă vei munci, vei ajunge acolo unde îți dorești. Pașii va trebui să fie întotdeauna presărați cu multă, multă muncă ca să obținem și rezultate fantastice pe viitor. Îți doresc ca să ai putere de muncă în continuare și sunt convins că dacă îți vei alege o melodie mai pe timbru vocii tale și mai în ceea ce tu trăiești și simți mai aproape de tine, sunt convins că vei aduce rezultate mai bune. Felicitări, Carina! Nu se cade să spun mai multe. Succes pe mai departe! Emoții, emoții mari. Acum vreau să fiu și eu. Mi-ai făcut semn să fiu mai cu minte. Vreau să-i legăsesc și eu câte o scuză. Au emoții, au... și eu am emoții. Dacă mai spune pe mine să cânt... Nu, 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 nu. E cu... Nu, nu, mulțumesc! Tocmai e cu Marcela, Carina! Carina, ai cântat, a vorbit juriul, e timpul să vorbești și tu. Cum ți s-a părut? Interesant. Impresiile generale, vei merge mai departe, te oprești aici, ce faci? Nu știu, cred că voi trece mai departe. Bineînțeles, asta și trebuie să faci. Te gândești la o piesă pentru etapa următoare, ce zici? Da. Cam la ce? Ceva mai ușor și cu mai multe note mai ridicate. S-ar putea să fie o idee chiar bună. Mama, ce spune? Eu sper să meargă mai departe și o să muncească și mai mult. Și doresc mult succes. Și școala între timp, nu? Da, și școala, bineînțeles. E foarte bine că ați venit astăzi la emisiune. Cu siguranță ne întâlnim în faza următoare. Mult, mult succes! Să nu uiți de școală și să te și simți bine, să te distrezi, pentru că copilăria este minunată. Avem un dar pentru tine și ne vedem mai departe, da? Da. Mult succes! Mulțumesc! Și noi mergem mai departe și nu prelungim emoțiile. Următoarea steluță este alături de colega mea Marcela și își va spune povestea.
O fetiță minunată alături de noi în aceste momente este următorul concurent. Se numește Flavia. Haideți să te prezinți, Flavia. Mă numesc Moica Flavia Marina, am 10 ani și învăț la școala generală din Sântu. Și ești foarte frumoasă. Mulțumesc. Și ai un păr minunat. Mulțumesc. Și cred că ai și o voce extraordinară. Ce vei cânta astăzi? Croitoreasa. Cum ai ales cântecelul? Păi tot cu doamna învățătoare care a fost acum aici, am încercat să căutăm și am găsit această piesă. Ce-ți place la ea? O sună bine. Mama ce spune de această piesă, această alegere? Mi-a plăcut foarte mult și o susținem, dacă se poate, înainte. E prima ieșire în public? Da. E cu emoții? Da. Dar probabil mai cântă acasă, da? Ați surprins-o cântând unde? Pe acasă, de la televizor, tot timpul cântă, când se joacă. Muzică românească, străină, ce preferă? Românească. Bun, păi suntem foarte curioși, Flavia, cum îți va ieși astăzi numărul. Suntem alături de tine și te încurajăm, te aplaudăm de aici, din culise. Mult, mult succes! Mulțumesc! Are nevoie de aplauze, are nevoie de încurajare. Exact cum a spus și Marcela, este o frumoasă Flavia! Foarte frumoasă ești! Bine ai venit, Flavia! Bine v-am găsit! Flavia, mă lasă și mie puțin. Ce mai faci? Bine. Croitoreasa? Da. Tu ți-ai croit hainele? Da. Și nu știu ce mă fac în emisiunea asta. Lup am fost, o fetiță frumoasă ca ea este deja croitoreasă. Vrei să mă ajut și pe mine cu costumația mea? Da. Pentru emisiunea următoare. Succes, frumoasă Flavia! Mulțumesc! Vieni acus, mămica mie, ca să fac croitorie. Și cum a plecat de acasă, m-am făcut croitoreasă. Am tăiat dintr-o fustiță să-i fac păpuși și rochiță. Timp perdeaua de la ușă, i-am făcut lui mi-au mănușă. Dar când s-a întors mămica, mi-a certat rău păpușica, fiindcă mi-a tăiat rochița ca să-și facă ea fustița. Și peneau la certatare, mi-e foarte rău-mi pare, fiindcă eu sunt vinovată și merit pedeapsa toată. Mami dragă, te rog eu, nu-i certa așa de rău, și-ți promit că de-azi înainte și nu mint, voi fi cu minte. O să fac croitorie doar pe-o foaie de hârtie, iar pânza o voi croi doar când tu mă vei păzi. Juriul, dar încă nu. Publicitate. Cea frumoasă scoate capul pe fereastră și fereastra-i mândătare, că-i de firmă, nu-i de oricare. În 7 zile a fost montată și are calitatea garantată. De unde o fi, mă întreb eu? Oare o fi de la Pavio?
Sunteți în căutarea unei tâmplării de calitate la cel mai avantajos preț? Pavio este soluția ideală pentru orice buzunar. De peste 15 ani în domeniul tâmplăriei din PVC, Pavio garantează clienților săi ferestre și uși de înaltă calitate la cele mai mici prețuri. Două game de produse, economic și premium, termen de execuție 7 zile, montaj și transport gratuit în întreg Ardealul. Ne găsești în Reghin, strada Iernuțeni, numărul 138, vis-a-vis de Delta Term, de luni până vineri, între orele 8 și 17. Pavio, ferestre mândre din Ardeal. Pensiunea Anca vă oferă cazare în 22 de camere de tip single, duble și matrimoniale, dotate cu TV, cadă cu jacuzzi sau duș cu hidromasaj. Mai dispunem de sauna, internet wireless, club biliard, restaurant cu mâncăruri tradiționale. 0742 428 039 0741 381 323 Pensiunea Anca, Reghin, strada Unirii, numărul 25. Locul unde te simți ca acasă. Mera Auto Service, de 14 ani pe piața Reghineană. Laborator de vopsele cu nuanțare computerizată. Atelier de tinichigerie auto. Vopsitorie în cabină de vopsit ultramodernă. Mera Auto Service, seriozitate și calitate. Am revenit. Flavia, ascultăm părerea juriului sau, dacă tu spui, eu din nou o să spun publicitate. Nu e hotărâtă. Să-i ascultăm? Da. 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 Flavia, mi-a plăcut prezența ta, ai prezență scenică, ai feeling artistic, ai mai pierdut din note așa, un pic te-a furat valul, cum se spune, dar ai avea ce trebuie, ingredientele, e nevoie și la tine de multă muncă și, bă, țin mai... o amplitudine așa în atitudine, dar repet, feeling-ul artistic este și îmi place, ești tu drăguț, o frumoasă, ai prezență, te felicit, a fost frumos. Mulțumesc! Într-adevăr, Flavia, ești foarte carismatică pe scenă, celor care te privesc le transmiți așa o căldură sufletească, ești un copil cald și blând, ți-ar trebui mult, mult studiu muzical, nu, cred că nu ai studiat cu niciun profesor, nu? Ba da, cu doamna învățătoare. A, cu doamna învățătoare, dar te-aș sfătui să consulți un profesor de specialitate în domeniul muzicii, care te-ar putea ajuta să-ți dezvolți puțin auzul muzical, pentru că la coborâre, la notele mai joase, mai sunt unele scăpări, înțelegi ce vreau să spun, nu? Da. Dar vocea e foarte frumoasă și pură și cristalină, așa. Un copil... ca un copil deosebit ești oricum. Felicitări și te mai așteptăm și la alte concursuri. Mulțumesc!
Mi-a plăcut foarte mult, ca și prezență pe scenă, mi-a adus zâmbetul pe buze, mai ales că l-am văzut și la tine, ai avut o expresivitate extraordinară, extraordinar de caldă, ne-ai transmis multe sentimente de bucurie. Dar același lucru trebuie semnalez și eu, puțin, puțin, ai început foarte bine și ulterior ai cam luat-o în derizori, așa, cu notele ai coborât jos, dar nici sus, nici jos, ai fost un pic pe lângă, dar nu e o problemă, cu muncă se poate remedia. Repet și eu același lucru, îmi place foarte mult pe scenă cum areți, te comporți extraordinar, așa că e păcat să nu lucrezi la voce un pic mai mult. Merită. Te felicit și mult succes în continuare. Mulțumesc. Și eu te felicit, Flavia, succes și să nu renunți la visul tău. Bine? Bine. O îmbrățișăm cu drag pe Flavia, colega mea, Marcela, o așteaptă să se bucure din nou de zâmbetul ei și de tot ceea ce transmite, nu doar Flavia, ci toți acești copii minunați. Înainte de a-i da cuvântul Marcelei, mi-am adus aminte, azi dimineață venind spre Casa de Cultura Tineretului, m-am întâlnit cu niște locatari din cartierul Unirii, din blocul de acolo de unde stai tu, și spuneau că azi dimineață la 5 cântai în baie. Făceai pregătiri pentru Poți să fii ostea? Deci ai trezit tot blocul? Asta este ideea. Băi, nu chiar tot blocul, tot cartierul. Ce noroc că n-am fost azi dimineață la 5 acasă. Acum așa zici, ce noroc, dar te bucurai. Eram fericită. Marcela, și pe tine te-am trezit. Suntem aici în continuare. Nu aș putea spune că am putut măcar să ațipim puțin. Flavia, haide să-ți spun un mic secret. Toți mari artiști, la prima lor interpretare pe scenă, au mai scăpat din note. Să știi, ce zici, mă crezi? Pentru toată lumea există un început și ne bucurăm că ai decis să începi alături de noi. Prin acest concurs Poți să fii ostea. Cum ți s-a părut? Cum te-ai simțit acolo pe scenă? Foarte bine. Te gândești la o viitoare piesă, să spune, pentru etapa următoare? Da. E muzică populară, mă gândeam. Da? Crezi că te-ai descurca? Da. De ce nu? Mama, cum vi s-a părut? Bine, așa, frumos. E o opțiune să cânte și muzică populară? Dacă vrea, în continuare. Are cine să o ajute? În familie. Încercăm. Flavia, eu zic că ne vom vedea în continuare, ne vom revedea. Mă bucur că ești alături de noi și mult, mult succes în continuare. Să te ții și de școală între timp, că este foarte, foarte importantă. Și să ne vedem cu bine data viitoare. Bine. Avem și un cadou pentru tine, iată. Mult succes în continuare. A fost muzică ușoară, croitorea sa noastră și acum muzica populară este la ea acasă. Alături de dumneavoastră, o voce frumoasă, o voce care ne încântă, exact cum a spus, cu muzica populară și pentru ea portul popular face parte din sufletul ei. Este alături de mămica ei, iar acum alături și de colega mea, Marcela. Auruța, bine ai venit la noi, am să te rog să te prezinți. Eu mă numesc Împiana Uruța, am 9 ani și sunt pe clasa a 3-a. Și ai puține emoții, așa, care vor trece imediat. Da. Ai mai fost pe scenă? Da. Când, cu ce ocazie? Păi am fost la diferite sărbări, la diferite concursuri. Te pregătești cu cineva anume? Da, cu doamna Dorina Oprea. Foarte frumos. Ce ne vei interpreta astăzi? Eu vă voi interpreta melodia La oglindă de George Coșbuc. Nu știu ce e cu concurenții de astăzi, dar fiecare vine cu fratele, cu sora. Bănuiesc că e sora aici lângă noi, nu? Nu, este mama. Bun venit la emisiunea noastră. Cum vă simțiți și ce impresie aveți așa înainte de intrarea pe scenă? O impresie așa destul de ok, pot să zic, și un pic emoționată pentru fiica mea, Uruța. Ați mai văzut-o pe scenă, nu? Da, bineînțeles. Cum se descurcă? Binișor, la care mai are așa mai mici scăpări, o mai corectez din ce știu eu și restul las juriu. Sigur că se pregătește cu un specialist, înțelege. Da, dar totuși încă este o copilă și este așa în care încă o copilărie, așa, jucării mai multe și un pic mai scap, așa mai, ca copiii. E un copil adevărat, înseamnă. Cum i-ați ales numele Auruța? E deosebit.
Da, mama mea are numele Auruța, este din Luieriu, se trage de la cum să zic, de la din zonă. Nu chiar din zonă, de la Logig și este chiar un nume, pot să zic, nu chiar unic, dar aproape. Într-adevăr, eu zic că îți va purta noroc acest nume în viață și cu siguranță succesul tău începe astăzi aici. Suntem alături de tine, îți ținem pumnii. Mulțumesc. Și noi suntem alături de următoarea concurentă, ultima, dar nu cea din urmă, din această emisiune, Auruța! Bine ai venit, Auruța! Bună ziua și bine v-am găsit! Auruța, n-ai emoții? Nu. Așa, eu te simt puțin, cred că ți-e rece. Dar nu, uite, uite eu ce vezi, nu mi-e rece. Nici ție nu ți-e rece, dar stai așa cu mânuțele, fii mai degajată, uite, aici în fața ta, nu juriu, colegul meu care ne filmează, uite acolo, Boti, facem cu mână, servus, Boti, așa. Am scăpat de emoții. Îți place să cânti muzică populară? Da. Cât de mult? Știi, e o întrebare care normal nu și are rostul, că tu o să-mi spui foarte mult, așa-i? Da. De la câți ani cânti? Ai spus colegii mele? De la 7 ani. De la 7 ani. Să știi că și mie mi-a spus domnul director că eu cânt 24 de ore din 24 și mama mi-a spus că eu când m-am născut, m-am născut cântând. Doamne, ce... Trimiteți-mă de aici și lăsați-o pe Auruța, spuneți-mi. Deci ai început să cânti la 5, dar la 5 dimineața, deci nu de la 5 ani, asta era. Ah, da. Succes, Auruța. Mulțumesc. Azi am să-mi crestez în grindă, jos din cuia cu oglindă. M-am mai dus în sat cu dorul, azi e singur puișorul și-am închis ușa la tindă cu zăvorul. Iată-mă tot eu cea veche, ochii hai cei mai pereche. Știu și sunt greu, nu-i meu, al meu e oare, dar al cui și la ureche uite o floare. Astăzi eu și sunt voinică, cine a zis că eu sunt mică? Uite zău, acum iau seama că-mi stă bine în cap năframa și ce fată frumușică are mama. Mă gândeam eu că-s frumoasă, dar cum nu și mama-mi coasă. Șorți cu flori, minune mare, nu-s eu fată ca oricare, mama poate fi făloasă ca mare. Știi ce-a zis și ieri la vie? A zis ce-mi tot spun ei mie. Am și eu numai o fată și n-o dau să fie dată, cui o dau voie să-mi fie om odată. Mai știu eu și așa se poate, multe știu, dar nu știu toate. Mama-mi dă învățătură cum se țese o pânzătură, nu cum stau cei dragi de vorbă gură-n gură. Intră-n casă o
găsit niște vecine. Stau la sfat toată spăpaie, junghiul peste piept mă taie, Doamne, de-ar fi dat de mine ce bătaie. Stau la sfat toată spăpaie, junghiul peste piept mă taie, Doamne, de-ar fi dat de mine ce bătaie. Mulțumesc. Și noi îți mulțumim. Eu m-am simțit foarte bine. Să vedem juriul cum s-a simțit. Auruța, în jurul tău ar putea să fie o aură, dar trebuie multă muncă, și ca și în cazul unei alte colege de ale tale. Începutul a fost mai timid și uite acum pe final, așa, ți-ai dat drumul. Trebuie să fii mai impetoasă așa și mai hotărâtă. Și mult exercițiu, mult exercițiu. Îmi place costumul tău popular, este deosebit. Te felicit. Mulțumesc. Cu siguranță, Auruța, mama ta este foarte făloasă că te are, așa cum zic, și versurile acestui cântec frumos pe care tu ni l-ai interpretat astăzi. Felicitări pentru prestație. Într-adevăr, ai fost plină de emoție. Așa e? Nu chiar. Nu chiar. Eu așa te-am simțit, plină de emoție. Ai o voce frumoasă, care merită pe viitor să fie lucrată cu un profesor de specialitate. Dar oricum, felicitări pentru prestația ta la concursul Poți să fii Ostea. Mulțumesc. Și pentru că au avut atâta succes Simina când a cântat azi dimineață în baie, cred că ar fi ideal să cer câteva sfaturi, doamne Simina, să vezi cum a reușit să aibă așa mare succes de dimineață, la ora respectivă, să fii Ostea. Vorbim în culise. Trecând peste acest aspect, ești minunată pe scenă, ai avut emoții cu siguranță, mai ales că ai și pierdut din versuri. Un pic ai cântat pe nas, poate că prea mult pe nas. Trebuie să ai vocea puțin mai curată. Atunci încălzești și publicul, te încălzești și pe tine și transmiți mesajul melodiei mult mai ușor. Te felicit oricum pentru prestație, costumul este frumos, mișcarea scenică mi-a plăcut, îmi place cosița pe care o ai. Deci ești pentru scenă, dar trebuie să muncești. Te felicit. Mulțumesc. Felicitări, Auruța, și mult, mult succes în continuare. Mulțumesc. Te așteaptă mămica, te așteaptă și colega mea. A scăpat de emoții, gata, la a doua emisiune o să-mi fac și eu o codiță. Auruța, bravo, trebuie să ne vedem în etapa următoare. Să-mi spui, e foarte important ție cum ți s-a părut. Mi s-a părut frumos. Ai avut emoții? Puține. Acum dacă te-ai întoarce, cu siguranță ar fi mult, mult mai bine, nu? Da. Mama, cum vi s-a părut? Ați fost aici alături de noi? Un pic emoționată la început, apoi și-a mai dat un pic drumul. S-a făcut așa roșie. Și, nu, ca copii un pic, așa au fost destul de emoționată. În acest moment are nevoie de foarte, foarte multe ieșiri pe scenă, iar noi pentru aceasta suntem aici, ca să-i promovăm pe copii, să-i obișnuim cu scena și cu micul ecran. Auruța, succes în continuare, te așteptăm și în etapa următoare, e cadoul nostru pentru tine. Mult, mult succes! Mulțumesc! Dragii mei, și se încheie prima emisiune din cel de-al patrulea sezon. Ne revedem peste o săptămână. Până atunci, nu uitați, zâmbetul pe buze și bucuria în suflete vi le aduc acești copii minunați. Simina Cota, împreună cu întreaga echipă, vă dorește o seară frumoasă și ne revedem peste o săptămână. Vulcanizare, echilibrare roți, anvelope noi și second hand, service roți, schimburi ulei și consumabile. De luni până vineri, între orele 8:20, sâmbăta 8:14. Reghin, strada Iernuțeni, numărul 102. Din arșița verii se naște bucuria gustului. Eternitatea s-a născut la țară.
Tradiție și continuitate de 20 de ani în rețetele românești. Dăruirea și calitatea, plămădită de maestri brutari. Păstrăm vechile tradiții.